Fratele mai mic al lui István Filip, Loran, a debutat la FC Botoșani în meciul cu CSM Poliaș din Cupa Ligii și și-a făcut debutul cu golul victoriei, un gol care a adus și calificarea în sferturile competiției. Loran a declarat pentru Dareghin TV că a trăit cea mai mare zi din cariera sa și că a visat că va înscrie. Am fost bucuros că am marcat, mai ales că mi-a dat pasa de gol fratele meu și a fost o seară cea mai frumoasă până acum din cariera mea. Nu pot să zic că a fost cu emoții, un pic înainte de meci, dar am avut încredere în mine că pot să marchez, că o să fac un joc bun. Am visat că o să înscriu și am avut încredere în mine. Loran a ajuns în echipa lui Leo Grozavu în această vară, transferat de la echipa de Liga a treia din Sfântul Gheorghe, alături de care a promovat la finele sezonului în eșalonul secund. Cum te-ai acomodat acolo la Botoșani? Repede, mai ales că m-a ajutat foarte mult fratele meu și mi-a dat sfaturi bune, a fost mai ușor. Aștept să debutez și Liga 1, că acum am jucat în Cupa Ligii, și să joc cât mai multe minute, să marchez și să facem un campionat reușit. 19 ani are Filip Lorand. Joacă de la 9 ani, când a făcut primii pași la Kinders în Giorgiu de Mureș, sub comanda lui Ovidiu Mărginean și a lui Coroian. Apoi, pentru un an, a activat la Ardealul Cluj, urmând ca junior un an la ASEA, acolo unde a debutat în Liga a 4-a, tot cu gol. În ultimele două sezoane, a evoluat în Liga a 3-a, la Sfântul Gheorghe.